e necesar să fii tratat. Așa cum tratezi un genunchi inflamat, tratezi și o durere emoțională inflamată. Că de fiecare dată când te întorci, tu îi mai dai energie în energia ta și o mai inflamezi odată. Și o mai plângi odată sau mai suferi odată. Dar n-ai vindecat. Se întâmplă data viitoare. Deci, la un moment dat, intri și intri așa mai profund. Dar pentru asta e nevoie de cineva încă o dată, insist pe asta. Ai nevoie de cineva care să-ți ajute. Un albute. specialist care te poate ajuta. Dacă ceva din exterior nu-mi place, e clar că undeva în mine este chestia. Și mă duc și încep să mă caut. Eu cu mine. Dacă nu apelez la un coleg, la un psihoterapeut. Da, depresia Poate e... este un strigăt al sufletului nostru. Și orice dintre aceste tulburări, să spunem, sunt ca un strigăt. Bă, fă ceva cu mine, fă ceva cu tine, elimină ceva, schimbă ceva. Așa adică... trebuie să numească acest episod. Exact. Depresia este strigătul sufletului Sufletul. că trebuie să faci ceva da, pentru exact. el. Când vezi că nu ai chef de nimic și stai trei zile și nu ai chef de nimic, Du-te și caută și te du -te la cineva să împărtășești. Pentru că nu neapărat ai să-i spui că nu am chef de nimic. Pur și simplu, nu mă simt ok, nu am chef de nimic. Faptul că începi să vorbești, tu abia atunci te auzi. Când e te important să te auzi. Foarte important. De fapt, noi abia atunci ne auzim, când vorbim. Și gândurile sunt valoroase, dar spune-le. Exact. Spune când în momentul în care ai scos urechea ta internă, faci o legătură între partea emoțională dinăuntru și partea din exterior, pe aici. Dar nu ești singur. E cineva acolo, mai spun întrebare, mai spune, ia-ți timpul necesar. Ok, acum stăm cu emoția asta. E și un moment când poți să scoți. Și nu așa. Și momentul ăla este când simți suficientă empatie sau energie din partea celui cu care ești. Când te simți, practic, îmbrățișat exact, de cineva da, care... Da. Îmbrățișat nu neapărat Exact. Fizic. Îmbrățișat energetic. Fizic nu avem poți să faci, așa. Nu e ok. Fizic simți că persoana din fața ta e ca și cum te conține. Ca și cum e ok. Sunt aici. Poți. Te văd. Poți să spui. E foarte greu de găsit omul păi, ăsta. Și e o relație pe nu care o construiești... Nu e neapărat așa de greu. Trebuie să spui intenția, Leana. Totul e pe intenții. Deci te întâlnești în benzinărie. Ai atins, nu știu cum și mai iertați, mă scuzați, din vorbă în vorbă. Deci nu. Totul e să vrei, nu știu cum să spun. Vrei, există posibilitatea să nu poți, că nu ai încât suficientă energie, dar Universul îți va da semne pentru că tu ai vrut. Observi acea vorbărie pe care o ai în cap. Nu e a ta. Da? Pentru că tu acum ești în alt moment. Ce cauți la vorbăria, la biciuiala aia? Și atunci nu te mai biciuiești. Zici, ok, atât am putut atunci dacă aș putea să fac acum ceva care m-ar, ajuta să mă iert, că sunt oameni care fac tot felul de fapte bune, opuse, e o teorie și o funcționează, pentru că cumva tu te încarci cu energie. De exemplu, dacă ai făcut cuiva rău sau ai, nu știu, în ce sens, la modul că rău ce înseamnă, la ce mă refer eu la rău și puțini oameni pun accent pe asta, că în Biblie spune să nu ucizi, dar nu se refer la nu ucidii oameni sau animale, se refer la nu ucidii din credere bucurie, speranță. Asta să păi nu Asta ucizi. că practic suntem o, o păi, planetă de ce vorbim? Aia e ucide. Noi, de fapt, ce ucidim? Ucidim sufletul din oameni. Ne dându-le voi. Evident, n-ai să-i spui, știi, să de pe stânca asta, că adică trebuie să avem lucruri raționale. Dar în momentul în care omul spune, știi, m-aș duce acolo, ce părea? Bă, eu cred că pot. Dar Trebuie să știi ceva despre omul ăla când spui cred că poți. Dar dacă spui asta doar ca să... Uh, doar ca să scapi, ca să nu e regulă că tu trebuie să susții cu o energie. Dar dacă el îți spune întrebă, te gândi bine, nu îi spui din star nu. Crezi că poți să faci asta? Ai chestia aia, ai chestia Adică îl ajuți un pic cu niște întrebări dacă tot omul îți spune. Adică să-i spui nu, mai bine la ce nu ne suferit. Pentru că noi suntem acum, noi Mine oamenii, sfânt, planeta, da. uh, nu știm să spunem nu, mulți dintre da, noi. Da, da. Și uh, se fac tot felul de seminari. Eu am fost la o conferință în care am fost invitată să vorbesc despre puterea lui nu. Mie nu place cuvântul da, ăsta. Da. Nu știu de ce. Când e de spus nu? E de spus nu când e o chestie de viață și de moarte și știi că omul ăla chiar nu, nu are cum, pentru că îți dai seama din, din exterior vezi mai ușor ceea ce e acolo, decât dacă ești în interior adevărat, da? Tu când ești în problemă nu prea o vezi niciodată nu o vezi, da, da. tu n-ai nicio problemă da ceilalți în schimb observă cel mai mult, de exemplu, un cuplu, în familie partenerii sau copiii văd imediat care e problema ta, tu n-ai să o vezi pentru că tu ești așa acolo într-o durere n-ai cum e, să vezi e. ei văd, îți oglindesc, evident că nu crezi dar la un moment dat ajungi la vorba lor eu mereu spun, tot timpul am ajuns la vorba copiilor mai devreme sau mai târziu Oameni buni, dragi prieteni, suntem la un nou episod Magic Life. Astăzi e o altă bucurie, încă o bucurie. Sper că dintr-un lung șir de bucurii vorbesc cu uh, psihoterapeut formator, uh, mare specialist în oameni, în suflet, în minte, în creier. Dar mai presus de toate, mare uh, iubitor de oameni, Nicolina Gheorghiță, Mulțumesc că De ai venit, găsit. că mă ajuți să înțeleg niște lucruri. Uh, e o mare bucurie pentru mine. am ajuns să mă uit eu la înregistrările cu tine pentru că mi-aduc aminte și nu mi-aduc aminte tot ce mi-ai uh -huh, spus uh -huh. și asta este extraordinar. Încă o dată mulțumesc. mulțumesc că astăzi eu. îți propun să vorbim despre un subiect uh, care pare uh, la care nu ne-am gândit neapărat, dar l-am simțit cu toții. Uh -huh. Sunt foarte multe momente în care ai sufletul greu. El cumva ai senzația că îți spune ceva, dar tu nu știi să decodifici și aș vrea să mă ajut să înțelegem când și cum rezolvi o problemă care vine din sufletul tău. Suflet. Cum comunică el sufletul? Sufletul cumva ne transmite prin cel mai vizibil instrument al nostru, care este corpul corpul fizic este cel mai la îndemână, dacă te doare, simți. Sufletul nu te doare, în schimb simți o apăsare în piept, simți o apăsare pe spate. În corpul fizic el îți transmite niște mesaje. Ceea ce e important este să fim atenți unde e zona să mă duc să mă caut, pentru că eu din spate am niște emoții, am o durere emoțională, am ceva pentru care corpul fizic îmi, îmi transmite ceea ce vrea sufletul să spun. Deci sufletul îi transmite prin instrumentul uman corpul fizic. Sufletul a, dă senzația de greu. Da. Și a, Părintele Vasile spune tot timpul da. că atunci când simți că ți-e sufletul greu, trebuie să scoți. Da. Voi da. spuneți să ventilezi, <laughs> da, să, vorbești, da, da, să vorbești, să povestești. Oamenii nu sunt educați, să spun. Uh -huh. Eu, din potriva, am fost educată să nu știe ceilalți. alți. Abia acum încep să spun uh -huh. niște lucruri și mi-e teamă că nu sunt înțeleasă. Să ne întoarcem la povestea asta. Cine te ajută? Cum spui? Cât spui? Uh -huh. Cui spui? Da, bune întrebări. <laughs> În primul rând, primul care te ajută ești tu când ai decizia să mergi să împărtășești cu cineva. Cel mai important este să împărtășești cu cineva pentru că creierul tău se calibrează doar în contact cu alt creier. Deci degeaba stăm noi singuri să ruminăm și să gândim, să ne facem tot felul de lucruri. În creier nu se întâmplă mare lucru. Pentru că în momentul în care noi vorbim ceva, în creierul meu apare o conexiune la ceva ce nu m-aș fi gândit, la fel și ție. Asta la, de ce e necesar să mergem, să împărtășim cu cineva? În schimb, la cine mergem e foarte important. Persoana respectivă import, e necesar să fie calificată, să fie acolo, adică să o certifice ceva. Adică nu e obligatoriu să fie, nu uh, știu eu, un, un super psihoterapeut, uh, nu decât dacă tu ai o, exact, un tip de relație, mai... ai ceva exact. în comun cu omul ăla. Pentru că eu încerc de niște vreme și recunosc că de aici mi-a venit ideea, încerc pentru o foarte dragă prietenă de a mea care trece printr-o perioadă grea cu tatăl ei, cu familia, încerc să ia fiind doctoriță, o specialistă în terapie intensivă. Încerc să o ajut să o trimit la cineva care să o asculte, să mai ia e foarte greu. Da. Și nu mă crede, sau nu crede pentru că nu înțelege, ea nu e pregătită să meargă să împărtășească. Exact cum ai spus, dacă ea a fost obișnuită să nu știi lumea sa aia, sa aia, asta o pot duce, să păcălesc așa o bucată de timp, până când e destul de greu, de aceea ai, pus întrebarea și când ne ducem. Nu stăm foarte mult cu durerea aceea în suflet sau cu povara pe care o simțim pe spate, pentru că aia se adâncește și la un moment dat se întâmplă alte procese psihice și nu e de dorit. Adică ne ducem spre depresii severe și așa mai departe. Îi când, când vezi că nu ai chef de nimic și stai trei zile și nu ai chef de nimic, du-te și caută și te duci la cineva să împărtășești. Pentru că nu neapărat ai să-i spui că nu am chef de nimic. Pur și simplu. Nu mă simt ok, nu am chef de nimic. Faptul că începi să vorbești. Tu abia atunci te auzi. Când e important să te auzi. Foarte important. De fapt, noi abia atunci ne auzim când vorbim. Și gândurile sunt valoroase, dar spune-le. Exact. Spune-le, când în momentul în care ai scos urechea ta internă, faci o legătură între partea emoțională dinăuntru și partea din exterior, pe aici. Și ai o chestie magică, să spunem, în mijlocul creierului nu se întâmplă această magie. Dar pentru asta, faptul că eu încep să împărtășesc, înseamnă că arăt Universului sau Forței Superioare. E o durere acolo. Nu vreau să o mai țin acolo. Vreau să fac ceva. Adică e ca un semn că vreau să fac ceva să vindec. Dacă tot dau supre și bine tot, iau două chestii care mă fac să mă simt bine astăzi, dar durerea e acolo. Și se adâncește. Adică nu-i de dorit să stea mult timp cu ea. Pe de altă parte, eu nu știu oameni care să nu aibă o formă de durere. Sigur că o ascund. Cu o, o bracă frumos. Că în jurul meu, cel puțin... Așa pare. Da, da. Toți au. Da, jucăm toţi rolul Fericiților, Suntem bine. Ne mm -hmm, mm -hmm. îmbrăcăm în ce avem mai bun. Cumpărăm, știu mm -hmm, mm -hmm. eu. În sufletele noastre, însă, e o suferință. Și aici, suferința asta, spuneai mai devreme, că nu trebuie să o lași să se, să se să adâncească, mulţi, da. să, să, cre să mm -hmm. crească. Să se ce se poate întâmpla dacă nu faci aceste lucruri? Dacă nu faci. În afară de depresia de care spuneai. Depresie și toate celelalte tulburări care apar după partea aceasta. Asta depresiv. mă interesează. Vindecarea mm -hmm. Sufletului. Da, depresia Poate... este un strigăt al Sufletului nostru. Și orice dintre aceste tulburări, să spunem, sunt ca un strigăt. Bă, fă ceva cu mine, fă ceva cu tine, elimină ceva, schimbă ceva. Așa decât... trebuie să numească acest episod. Exact. Depresia este strigătul sufletului, Sufletul. că trebuie să faci ceva da, pentru exact. El. Așa, Neapărat, nu stăm acolo. Deci, e un strigăt acolo și atunci începi să te cauți. Faci tu întâi primii pași, vezi că nu-ți iese, caută pe cineva. Uh, Trebuie să găsești o rezonanță și când îți pui o întrebare, tot universul lucrează, adică îți dorești să afli ceva. Cum mi-am dorit eu la un moment dat, gândeam, mă gândeam unde pot să mai găsesc eu uh, metodele astea pe care le prezint eu la cursuri, pentru că am foarte mulți cursanți care lucrează un timp, după aia să lasă, iar uh, adică dacă nu faci zilnic sau nu devine un mod de viață, nu ai cum să ai rezultatele pe care -i vrei să le ai. Uh -huh. Trebuie să și poți. Și pentru asta e nevoie de această disciplină a minții, de exercițiu. Ei, nu au trecut, cred că, trei zile și cineva mi-a arătat o carte care ți-am oferit-o dimineață și am citit-o într-o zi și sunt deja la a treia citire. Și în e o timp carte scrisă de, de un neurochirurg. De un neurochirurg care aplică metodele astea în 1968. Am zis, wow! Și omul a spune, sunt mii de ore de lucru cu mine ca să poți să fiu în sala de operații super puțin. prezent. Vrei să spui că tu și doctorul Darty, cum îl cheamă? Da, Darty, da, da. Așa, Făceați același lucru fără să știți? Da, eu nu am știut, acum am aflat de el o săptămână. Fabulos! Jumătate. Deci eu am descărcat foarte multe lucruri din univers. Am citit de colo, colo și o ieșit astea. Și el îi făcea din 1968. Adică sunt lucruri care certifică. Bă, deci omul ăla a reușit să ajungă ce a ajuns muncind cu el. Și eu știu la fel despre mine. Eu am ajuns aici muncind cu mine. Și lucrând pe lucrurile astea, nu le lăsăm în suprej. Pe lângă inteligență, pe lângă cercetare, pe lângă studiu, e și lu partea cu lucrul interior. Adică, interiorul, exteriorul reflectă interiorul. Dacă ceva din exterior nu-mi place, e clar că undeva în mine este chestia. Și mă duc și încep să mă caut. Eu cu mine. Dacă nu, apelez la un coleg, la un psihoterapeut. Cum intri în tine? Când? Cum? Sau când, cum când vezi faci? că te activează ceva? Activat înseamnă te deranjează ceva. La tine? La tine. Da, nu, la tine, la celălalt. A, la, la cineva din afară, un alt Stop. instrument prin care... Stop! Ca da? asta trebuie să înțeleg. Și nu numai eu, ci toți oamenii care se uită la Magic Life. Deci, când nu-ți place ceva la celălalt, păi mie nu-mi plac atât de multe lucruri. Păi, te uiți la tine. Deci Și ce te activează? A, 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 stai puțin. spui că tot ce nu-mi place la ceilalți, de fapt e o suferință dinăuntru da, meu? Da, e ceva ce tu nu ai adus încă în conștient. Nu e vizibil. Noi, psihologii, numim umbră. E ceva ce sta acolo și tu proiectezi spre celălalt ca să vezi mai ușor. Deci, dacă te deranjează ceva și ne deranjează chiar și la oamenii pe care îi iubim, da, fundamental. Da, mai ales la cei pe care îi iubim, că ea ne apasă cel mai mult butoanele. Că s-ar putea în exterior, Căută de să... pe tine. Da, tot timpul e despre tine. Cum? Cum o activat asta? Ce m-a deranjat? Atitudinea, vorba, plânsul. A n-am ce. Orice m-a deranjat. Unde din interiorul meu conțin lucrurile astea? Și ai zicea, dar eu nu am nimica. Așa e. Da, să spui, nu e la da. mine. Și, uite, cum am pățit eu în ultimul timp, că, că am vreo lună de când lucrez la asta, mi s-a activat un buton și zic, mamă, când mi se întâmplă mie lucrurile astea? Când? Și m-am dus exact în copilăria mea mică, între 8 și 12 ani, când am trăit un moment de 4-5 ani în care tata era bolnav și era o stare între de incertitudine mereu în casă. Și de... am început să lucrez la mine. Cine te ajută cel mai tare? Mintea? Păi, prima dată au apărut senzația, senzația în corpul azi, fizic. Da? Deci, corpul fizic imediat. Și apoi, pentru că m-am educat să mă e întreb imediat. o lecție de vindecare, ce spui da. tu. Atenție, corpul îmi dă warning, breaking news. Lecție de vindecare. Deci, Hai mă activează da. ceva. Corpul îmi dă niște senzații, fie de frică, fie de furie, fie de ceva. Da? Că, clar, se duce sângele, inclusiv corpul. da. Ai o stare și începi să-ți pui întrebări. Și nu e despre celălalt, nu, ci despre tine. Nu, nu despre tine. el îți arată ceva. Când am mai simțit asta? Când în viața mea am mai simțit asta? Cât de evoluat trebuie să fii în relația tu cu tine ca să te privi? Destul de tare. Mm. Pentru că dacă nu, n-ai cum să-ți aduci aminti când în viața Corect. ta. Corect. Clar? Corect. Și atunci îți apare fie un cuvânt, fie o imagine, fie o stare, fie ceva Și dacă nu-ți apare? Dacă nu-ți apare, lași, mai stai un da, pic, te, te mai întrebi. Da, un timp. Pentru că undeva întrebarea aia o lăsat o urmă și la un moment dat o să apare. Iar dacă nu ți apare, îți va apărea în exterior. Pac, un mesaj, un citat undeva, cineva care îți spune exact ceea ce vrei, ce căutai tu. O emisiune care îți deschide. Deci e fabulos. Doar să fii în prezent cu tine. Să fii atent la tine. Ce o simți corpul meu acum? Care e emoția? Unde o simt în corp? Nu e așa de greu, nu trebuie, nu știu te fac Nu e așa de greu dacă ești Niculina Gheorghiță, deja nu, încercam nu. să mă gândesc, da. Pentru nu noi neapărat, cei mai puțin Da, inițiați, e adevărat, ceea ce vreau să spun este că nu e greu, dar e o chestie de disciplină și de a te întoarce în permanență la tine. Îți face bine să te întorci chiar și acolo unde ai suferit? Da, doar că acolo unde ai suferit, e bine să nu fii singur când te întorci. A, deci de sunt două tipuri te, de da, întoarcere. La... Deci întoarcerea uh -huh. aia în care ai văzut că te-o deranjat, că îl mai mult pe fratele sau pe sora ta, un exemplu, sau întoarcerea aia în care, bă, ți doare și simți că e ceva foarte greu și parcă nu poate să iese afară. Și atunci mă duc la un specialist. De aia sunt specialiști. Adică la un psihoterapeut. Mă duc la un psihoterapeut, cum am dus și eu la colega mea care, cu care fac MDR și am făcut patru ședințe de MDR ca să scot de acolo MDR? durerea. E o tehnică de scoaterea traumelor. Uh -huh. Și ca să scot durerea aia de acolo. Am plâns două ședinții continuu, asta e, dar nu ești singur. E cineva acolo, mai spun o întrebare, mai spune, ia-ți timpul necesar, ok, acum stăm cu emoția asta. Deci, când trăiești o emoție puternică și care doare foarte tare, da. nu poți singur. Nu, e Indiferent recomand cine să nu faci singur. Pentru că, da, dacă și să eu să mă duc la colega mea. Da, pentru că nu știi tu nu ai cu cine să ventilezi, exact cum ai spus, nu ai cu cine să te calibrezi cerebral, pentru că tu, din acea interacțiune, chiar dacă colega mea doar asculta cum plâng, faptul că era să uita la mine cu blândețe și spunea, ok, ok, să plângi lucrurile astea, în creierul meu să făcea, bă, cineva mă vede. Ceea ce eu n-am putut să plâng în aia patru ani, că nu mai era nimeni îngrijit de noi, că el era bolnav, da? Și atunci, pur și simplu, se întâmplă ceva în creierul nostru. Când cineva este cu tine și te susține, să treci peste un moment dintre lași. Și pur și simplu, în a patra ședință, n-am mai avut absolut nimic. Am privit-o cu detașare, ca, ca dintr-un observator, ca o scenă peste care am integrat-o. Nu am băgat-o sub preș, cum era până acum. Până acum era înghețat. Asta mă duce cu gândul la o întrebare inevitabilă. Noi, oamenii, ne fiind educați uh -huh. să facem aceste lucruri, evităm, evităm să toate stăm cu suferințele, emoțiile, cu să alea. stăm cu ele. Da, da, ele Evit... sunt acolo. Asta e paradox, Și apoi apare în corp. Ne mirăm de ce ne îmbolnăvim sau de ce apar diverse suferințe de aia. Deci o durere, da, care nu e vindecată în sensul de spusă, o durere emoțională, emoțională, care nu alte, da? da, ea poate face <coughs> o boală. Poate face o boală, da. De fapt face, totul este o asta e rădăcina unei, rădăcina unei suferințe fizice este o suferință emoțională. Dar tu știi ce spui acum? Sim. Spui niște lucruri care, care schimbă foarte mult. Psihologi. O spun, dar eu schimbă Oare. foarte. Adică nu, ni se spune tot timpul nu respirați aerul ăsta că e murdar, nu mâncați zahăr, nu mâncați alb, nu da. așa, pentru că puteți să faceți niște suferințe. În realitate, nu, nu o să vă spun niciodată mâncați zahăr da, sau da, 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 da. beți știu eu, din sticle da, 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 da. plastic da. sau... Nu. Ai ales niște lucruri care și ele sunt importante, extrem de importante. Da, ele cumva pun doar așa, câte o liniuță sau câte o picătură. Pupt, o picătură, dar baza este în altă parte. Așa se explică că toți suntem toți în uh -huh, uh -huh. imperiul șocului venit dinspre Marea Britanie uh -huh. că regele Charles are un cancer. Eu n-am știut până acum că și regina Elisabeta a avut, că și da. nu mai știu care verișoară uh -huh, uh -huh. Ferguson are de asemenea. La ei nu poți să spui că oamenii nu n-au mâncat curat, că nu au ei, respirat cel mai trucul. bun aer. Deci, da. Deci exteriorul se... 2%, 5%, 10% maxim ne poate influența. E adevărat, dacă mă apuc să mănânc o travă, într-o zi plec dincolo. Dar dacă eu țin acolo trava emoțională, aia ce face? Sau înghețul ăla, pentru că cel mai greu la noi oamenii este, sau de fapt ce se întâmplă în creierul nostru într-o suferință emoțională, avem trei variante, luptă, fugi sau îngheață. Dacă e ceva foarte dureros, îngheață. Îngheți acolo în momentul ăla. Și atunci ce îți rămâne o bucată din energia asta a ta, care trebuie să faci, să fii în viață, să te bucuri, să creezi, mai știu ce, rămâne acolo, înghețată. Și tu nu ai cum să o scoți. În afară de durere, în afară stochezi din... exact, în bucata aia exact. de gheață și o parte, o din, parte tine, din tine, da. care e parte funcțională și bună Pai, da? și care trebui în momentul Foarte în care o aduci. Tare la suprafață și dezgheți, și a viața ta capătul cu tot o altă nuanță. Vorbeam chiar azi cu cineva, zice, domnule, am conștientizat o treabă extraordinară. De ce am eu așa o stare din nervi, nu știu, în povestea aia ceva? Și ce am conștientizat-o și de atunci sunt cea mai fericită om. De trei săptămâni sunt atât de fericită că am descoperit, parcă am descoperit pe Dumnezeu. Păi da, pentru că ea se vinovăța și nu era ceva, înțelegi? Faptul că s-a eliberat Păi altă ființă, ci nu mai îmi trebuie nimic, nu mă mai aranjez, Adică nu la modul ăla, vai, să arăt țiplă, pentru că, de fapt, în spate eram multe dureri. Încă o dată. Există trei soluții atunci când ești rănit, când, da. când ți-e greu, când ți-e e ți foarte greu. da, Nu da. vorbim despre n-ai parcat bine sau te ai jurat nu știu care în trafic. Nu, vorbim nu. despre durere da. autentică, da, de suferință. Ai cele trei soluții. Dacă îngheți, nu e bine. Eu credeam că e cea mai bună soluție. Nu. Acum vi și îmi distrugi tot ce am. <gânt> nu e cea mai bună. Aia va ieși printr-o suferință fizică la suprafață ca să o vezi. Gheața. Să o poți în drept asupra ei. Pentru ai spus că ceva fapt... foarte important. În afară de durerea pe care ai înghețat-o, da. ai înghețat și o parte din și -o tine parte care e funcțională ta. și bună. Da, și care stă acolo blocat. Și pe care și pe ea trebuie da, să o deblochezi. Da, da. Bun. Deci, soluțiile sunt luptă sau fugi? Luptă, fugi. Da? Mai da, degrabă? Da. Dezgheață, luptă și fugi? Dezgheață, Sau cum? și luptă. Adică luptă în ce sens? Între ghilimele luptă, că nu mai e uh -huh. nu mai e pe acolo. Fă ceva, acționează, ieși de acolo. Și asta o facem cu ajutorul unui specialist, pentru că a fost durerea mare. Sau dacă... Te deranjează că te ai jurat unul în un trafic? Nu trebuie specialist, trebuie specializat din tu pe tine. Când ai făcut asta sau care modelul de acasă cu care ai venit sau de ce te deranjează așa de tare? Vrei să spui că ăștia care sunt furioși în trafic, de fapt, au a, sigur, ei niște povești sigur, în spate? Sigur. Păi, chiar Car. și banalele jurături <laughs> Banale. au Am o prietenă în care rădăcini? Tatele ei a fost uh, polițist și na, avea un anumit vocabular pe la, pe la... Era mai agresiv așa, știi? Nu neapărat că era polițist, era mai agresiv și în uh, înjura foarte tare la volan. Ea mică fiind, nu realizat. Când și-au luat uh, carnet, îi înjura pe toți. Și o venit la un moment dat la o cur și au zis, Dumnezeu, trebuie să fac ceva, eu nu mai pot să mă aud. Cum îmi ies mie din gură așa niște minuni? Și în fine, am dat o tehnică între asta să facă ceva și au început să scrie momentele alea în care și-și aducea aminte când era în mașină cu tatăl ei, cum spunea el. Și eliberarea cea mai mare a fost că nu erau al ei. Ea le-a luat un copil până în șapte ani în sistemul de a creierului hipnotic absolut automat. Și deci nu-i vine a credinicei. Cam după șase luni de lucru cu ea, nu mai are nicio treabă. Și parcă toată lumea intra în ea. Parcă, da, pentru că ea avea discos asta. Da. O căutat ajutor, o găsit, o făcut și a scăpat. Să ne întoarcem la chestiunile alea da. grele și importante, care sunt practic baza pentru o suferință și fizică. Da, și fizică. Da. Uh, sigur că și asta cu jurăturile e o treabă uh -huh. serioasă, mai ales că nu te ajută, că te încarci mai mult în și creierul tău îl pui să se uh. pe acei neurotransmițători care te afectează prima dată. Să ne întoarcem la, uh -huh. uh, la acolo unde ai spus tu că trebuie să dezgheți. Uh -huh. Nu poți dezgheța din prima. Nu, și nu singur. Ai mai spus Ai asta, mai spus asta nu te... singur. Nu toți oamenii pot scoate tot. Nu. E și... un moment când poți să scoți. Și nu așa. Și momentul aici. ăla este când simți suficientă empatie sau energie din partea celui cu care ești. Când te simți practic îmbrățișat exact, de cineva. Da, care da. Îmbrățișat nu neapărat Exact. Fizic. Îmbrățișat energetic. energetic fizic, nu avem voie să facem așa. Nu e ok. Fizic. Simți că persoana din fața ta e ca și cum te conține, ca și cum e ok, sunt aici, poți, te văd, poți să spui. E foarte greu de găsit omul păi, ăsta. Și o relație nu pe care ai o construiești... Nu așa de greu. Trebuie să spui intenția, Leana. Totul e pe intenții. Deci te întâlnești în benzinărie. Ai atins nu știu cum și mai iertați, mă scuzați, scuzat, din vorbă în vorbă. Deci nu... Totul e să vrei, nu știu cum să spun... Vrei, există posibilitatea să nu poți, că nu ai încât suficientă energie, dar Universul îți va da semne, pentru că tu ai vrut. Nu ai stat într-o cameră sau te-ai închis undeva, eu sunt ok, sunt bine și gata. Ai vrut. Când tu începi, trebuie să găsești ceva, trebuie să cauți ceva, cineva trebuie să fie în univers Dar trebuie să te preocupe asta. Păi, da? Clar. Trebuie să te preocupe, așa dacă aștepți ca cineva de afară să-ți facă, n-ai să -mi găsești. Mi-a spus așa până acum. Eu vă spun încă o dată. Ca să țin minte pentru mine. Mi-a spus așa, nu există, într-un alt podcast, nu există un om care să fie perfect sănătos și emoțional și fizic decât dacă ia niște substanțe. Da, da. Altfel, sigur are niște suferințe. Căutați în voi, în voi, nu în ceilalți, toate reacțiile dure pe care le aveți împotriva celorlalți, mm -hmm. pentru că, de fapt, în voi e. Și din dată ce ați căutat în voi, aveți două soluții să căutați și să vă gândiți la voi la suferința de acolo uh -huh. și soluția cea mai bună din punct de vedere a tratării și a vindecării este să spui cuiva, caută un om uh -huh. cu care să rezonezi, să te simți bine, să te da. simți îmbrățișat, să un și începi să spui un duhovnic, un... cineva care cu care poți să aceasta și să fie și acreditat să fie acolo. Cât de sincer trebuie să fii? Sau sincer trebuie să fii? Că, în primul rând trebuie să fii curajos. Curajos înseamnă să-ți arăți vulnerabilitatea. Da, dar trăim într-o lume care nu vrea uh, vulnerabilitatea da, sau o vrea doar până într-un loc cât e bine da, să arăți. ideea este că dacă începi să te gândești pe tine, la tine și să te iubești pe tine, ai să vrei să-ți arăți vulnerabilitatea. Pentru că dacă nu ajungi la suferințe în corpul fizic, pe ce ne ajută după aia? Bun. Deci, nu este neapărat o chestiune... Deci, Suferințele, bolile Noi acum nu încercăm să facem Medicii tratează no, da, bolile sigur, Noi încercăm să aflăm ce e în sufletele ispatiz. noastre să spunem, Exact, da? în mințile mm -hmm, noastre mm -hmm. Pentru că unii dintre noi Ne întoarcem tot timpul, tot timpul da. Deci acolo. când te întorci tot timpul Acolo e o durere mare E necesar să fii tratat Așa cum tratezi un genunchi inflamat, tratezi și eu o durere emoțională inflamată. Că de fiecare dată când te întorci, îi mai dai energie în energia ta și o mai inflamezi odată. Și o mai plângi odată. Sau mai suferi odată. Dar n-ai vindecat. Se întâmplă data viitoare. Deci, la un moment dat, intri și intri așa mai profund. Dar pentru asta ai nevoie de cineva, încă o dată insist pe asta. Ai nevoie de cineva care să-ți ajute. Un specialist care te poate ajuta. Și se poate conține în procesul ăla. E un proces, nu poți să dai peste Și nu trece peste noapte. Nu trece peste noapte. Cine spune așa ceva nu există. n cum. În primul rând, chimic. Chimia din creier nu se schimbă peste noapte. Îi trebuie 6, între șase 6 și nouă luni același mesaj ca să poată schimba. Vorbim despre ceva care n-ai cum să-l păcălești. Când știi că ești pe drumul cel bun, pe vindecare? Când tu începi să simți pace cu tine și cu subiectul respectiv. Pentru că aici avem un moment greu, e momentul de iertare. Pentru că nu vorbim despre faptul că te deranjează cineva pe străzi. Sunt situații în care tu știi că bă, puteam să fac mai mult sau trebuia să fac altfel și nu te poți ierta. Și ăla e momentul cel mai greu. Pentru că mulți oameni așteaptă să ierte Dumnezeu. Dumnezeu tu iertat din prima clipă, pentru că el e iubire, nu are ce să ierte tu trebuie să te ierți. Adică să ieși din acel moment de vinovăție sau în care te simți cum Ai te simți. Foarte tare. Dumnezeu te-a iertat deja. Pe sigur, că, Mai ales dacă te duci și spui unui duhovnic sau te duci și te închin dacă Dumnezeu iubirea te-a iertat nu, nici dar nu te ierți tu. Exact, nici nu ne nevoie să-i spui cuiva. Aveam un duhovnic extraordinar la ea și părintele Hristos Tom, el a fost profesor de matematică și apoi s-a făcut călungă. Da, îi citesc cărțile și, părintele uh, Filipescu. Nu, nu filibescu, nu, nu alt Și a plecat uh -huh. în cer la vreo 90 de ani deci oh. e plecat de mult. A avut treabă pe și A avut treabă și părintele da. îmi spunea Dumnezeu este iubire, El știe înainte să greșești că vei greși. Dar el te lasă să te duci pentru că experiența, Experiența ta. Bine, vorbeam în termen dește de mai. Chiar dacă e traumatică, chiar dacă da, e urâtă, chiar este. Dumnezeu te lasă. Pentru că dacă tu nu treci prin experiența aia, tu nu îți întărești Sufletul, tu nu te evoluezi. Că noi, de fapt, de-aia am venit aici, să tot creștem Sufletul ăsta. Să-l tot activăm, să-l amplificăm. Cum? Cu experiență. Ce facem în experiență? Scoatem toate resursele alea pe care le avem. Curaj, îndrăzneală, mai știu eu ce. Sau ești ne nevoit să scoți resursele pe care nu le-ai activat încă. Ești într-o situație și atunci, pac, imediat ai activat. Și ce uite, că am putut să fac asta. Nu vi se întâmplă, sigur vi se întâmplă și mie mi s-a întâmplat de atâtea ori. Și atunci aia era o resursă care era sub formă de muguri, dar nu era activ. Ei, la orice experiență de genul ăsta, tu vei ști că vei putea să faci. Asta e evoluție de fapt. Aș vrea să te rog să ne întoarcem. Mai spus ceva foarte, foarte important și simt nevoia să-mi explici da. puțin. Tu nu te-ai iertat. Da. Cum adică tu nu te-ai Dacă e Dumnezeu cel mare păi bun tu... și a tot puternic te-a iertat, <laughs> da. tu, nu te -ai tu ca iertat? personalitate. Că tu ca spirit, e clar. Lucrezi la asta. Păi, la asta lucrăm. Ce, uh, ce te ajută? În primul rând, te ajută foarte mult să fii mai compasiv cu tine. Atât am știut atunci. Atât am putut să fac atunci. Cum spune Brené Brown, oamenii fac tot ceea ce știu mai bine cu resursele pe care le au la momentul respectiv. Dacă avea mintea de acum, sigur făceam altfel. Dar atunci atât au fost. Și atunci, ducându-te acolo, încep să ai un pic de compasiune față de tine și să nu te mai biciuiești atât, pentru că asta cu biciuala o avem de când ne-am născut. Cineva ne obiciui din exterior, e vocea care o avem în cap și ai ne continuu. Trebuie să ieși în afară ei și să o observi, cum spune și doctorul Așa spune și el, observi acea vorbărie pe care o ai în cap, nu e a ta. Da? Pentru că tu acum ești în alt moment. Ce cauți la vorbăria, la biciuiala aia? Și atunci nu te mai abiciuiești. Zici, ok, atât am putut atunci. Dacă aș putea să fac acum ceva care m-ar ajuta să mă iert. sunt oameni care fac tot felul de fapte bune, opuse. E o teorie și o funcționează pentru că cumva tu te încarci cu energie. De exemplu, dacă ai făcut cuiva rău sau ai, nu știu, în ce sens, la modul că rău ce înseamnă, la ce mă refer eu la rău și puțini oameni pun accent pe asta, că în Biblie spune să nu ucizi, dar nu se referă la nu ucidii oameni sau animale, se refer la nu, ucid din credere, bucurie, speranță. Asta să păi nu Asta Asta că practic să mup. O... Păi, Planeta de ucigași. Păi, ce vorbim? Pă, n-am făcut păcate, n-am ucis nu știu ce animal. Dar ai ucis încrederea cuiva care a zis că mă duc acolo. Și uh, tu ai zis, nu ai să faci -ai nimic. Nicio șansă. Aia, aia e ucide. Noi, de fapt, ce ucidem? Ucidem sufletul din oameni. Nel dându-le Evident, n-ai să-i spui, știi, sar de pe stânca asta, că adică trebuie să avem lucruri raționale. Dar în momentul în care omul spune, știi, m-aș duce acolo, oare ce părea? Bă, eu cred că pot. Dar trebuie să știi ceva despre omul ăla când spui, cred că pot. Dar dacă spui asta doar ca să... Uh, doar ca să scapi, ca sau să să nu e regulă, că tu trebuie să susții cu o energie. Dar dacă el îți spune, întreba, bă, te gândi bine, nu îi spui din star, nu. Crezi că poți să faci așa, ai, ai chestia ai chestia Adică îl ajuți un pic cu niște întrebări dacă tot omul îți spune. Adică să spui nu, mai bine la e e nu nesuferit? Pentru că noi suntem acum, Mine noi oamenii, sfint. planeta, da. uh, nu știm să spunem, nu, mulți dintre da, noi. Da, da. Și uh, se fac tot felul de seminari. Eu am fost la o conferință în care am fost invitată să vorbesc despre puterea lui nu. Mie nu place cuvântul da, ăsta. Da. Nu știu de ce. nu place. Uh, prefer, stai puțin, să hai să vedem. Hai să... Da, Mi pentru se pare... că inclusiv energetic e ceva foarte dur sau ceva prea brusc. Și cu toate astea suntem toți uh, plini și... de negativitate și da. ne continuu tot felul. Și Inclusiv, cu noi în cine? Da, nu, da. nu o să fac asta, nu, nu pot da. să fac zis, asta, nu, nu știu. Nu pot, nu. gata. Exact. te ai, te -ai dat singur... Uh... Cu ce înlocuim nu? Sau când îl înlocuim? Când e de spus nu? E de spus nu când e o chestie de viață și de moarte și știi că omul ăla chiar nu, nu are cum, pentru că îți dai seama, din, din exterior vezi mai ușor ceea ce e acolo, adică dacă ești în interior, adevărat, da? Tu când ești în problemă nu prea o vezi. Niciodată nu o vezi. Da, da. tu n-ai nicio problemă, da? Ceilalți, în schimb, observă. Cel mai mult, de exemplu, un cuplu, în familie, partenerii sau copiii văd imediat care e problema, ta, tu n-ai să o vezi. Pentru că tu ești așa acolo, într-o durere, nu ai așa cum e, să așa vezi. E. Ei văd, îți oglindesc, evident că nu crezi, dar la un moment dat ajungi la vorba lor. Eu mereu spun, tot timpul am ajuns la vorba copiilor, mai devreme sau mai târziu. Da? Deci mai ascultați noi da. oamenii credem, suntem convinși, nu credem, suntem convinși că nu avem nicio problemă pe dedesubt. Sau dacă avem, sunt chestiuni ușor de, fiecare suntem de îndreptat în da. realitate. Gândiți-vă că sunt 12 ani, între 0 și 12 ani, unde toate mesajele pe care le-ați preluat din afară Tot. au fost nu și sunt băgate în subconștient. Deci e subconștient. Habar n ce e acolo. Cum vă spuneam de acea cursantă care cu Nu era ei. Dar când intra în filmul ăla, era acolo. Cum? Cum putem spune că nu avem nimic? Deci avem 12 ani de adus din subconștient în conștient. Un an de bol, o lună de terapie. Imaginați-vă cam cât avem de lucru. Mă. Da, asta e bine, pentru că eu, eu spun la E foarte bine, pentru că atunci nu mai am timp să mă preocupi de alții, să-i salvez pe alții, să le dau la alții sfaturi, să mă... Mine. Stai, mă, că abia am timp de ele mele. Ce mă mai interesează ce-a făcut ăla, ce-a făcut ăla. Fiecare e liber să facă ce vrea în realitatea lui. Și atunci când am înțeles și asta, m-am detașat oarecum de... Pentru că aveam uh, chestia asta cu corectitudinea și dreptate, eu fiind săgetătoare, ăștia trebuie totul corect. Dacă ai spus așa, așa să faci. Corect. Nu contează. Și nu e ok. De ce nu e ok? Pentru că eu pot să fac asta cu mine, dar nu, să nu am aceleași pretenții de la alții. Aici era buba mea, nu că eu nu făceam. Dar nu dacă os. ai spus așa. Nu, nu cumva nu. să nu spui. Da. El ce a spus, spus așa pentru că cine știe în ce stare emoțională era. Dacă nu spunea așa, nu mai validai. Dacă nu... După aia am înțeles și am zis, păi clar că în realitatea lui atâta poate omul. Și rămâi un pic în tot în observator. Dar să nu-ți pierzi iubirea pentru oameni cum spune Paul Ferini sau Lazare, orice ai face, să nu-mi pierzi jibire. Am Ai folosit un cuvânt pe care trebuie să-mi îl explici. Da. Ce înseamnă și când sau cum ești observator al propriei tale vieți și păi suferințe? Te observ, zicea ce zice, am făcut acum. Ok, mi și ieșit porumbelul ăsta, am zis cuvântul ăsta, hai să mă duc să mă caut. Cum faci asta? Că uneori Ești le faci în automatic. Liana, le face au... păi, tot timpul le faci automatic. Pentru că da. alea vin din subconștient, nu ai niciun control și le-ai scos. Dar în momentul în care le-ai scos, tu te-ai auzit. Ăla nu mereu te-ai te. auzit. te-ai auzit, te -ai auzit cu... dar te-ai ignorat. Te-ai ignorat, da, asta e partea a doua. Dar poate te-ai auzit altul. Ei, starea de prezență e o stare care se capătă în timp cu antrenament. E tot ca un antrenament. Așa cum am învățat Mamă, cât să -am scriem, de lucru, așa învățăm oh. să fim un observator, să mă observ. Orice gând care vine, lasă treacă. Ia uite cum merge cumva cineva. Păi ce treaba mea. Ok. Deci tot timpul mă aduc în prezent. Eu acum conduc, sau acum fac aia. E un exercițiu, nu ai cum altfel. Gândește că toată viața am fost educați să avem atenție distributivă, să vedem tot, să fim atenți la toate, ce dacă e rău. ne se întâmplă pe ei. Păi de și toată lumea spune, rău. sunt căutați oamenii care știu, care sunt profesionalizați, care au experiență în mai multe domenii. Multitasking -ul. E o catastrofă. Păi nu-i bine deloc. Spune-mi, explică-mi. <laughs> păi uite și eu, eu de ce am făcut atâtea terapii? Pentru că am, sunt specializată în în destul de multe și nu pot să le fac pe toate cum cliente. Dar, dar clar, poți să le înțelegi dar poți să le înțeleg și poți să aleg pe aia potrivită. Asta e, varie, e cea mai bună variantă. În schimb, am muncit foarte mult, am învățat foarte mult, am dat sute de examene. Am nu știu câte zeci de, sute de diplomi. Ești unul din Despre puțini oameni la vorbesc. care nu pot să răspund la asta <coughs> cu și la ce a folosit, că iată la ce ți-a folosit. Păi asta mi-a folosit, înțelegi? La asta am folosește. Însă ce vreau eu să spun era că noi de fapt iubirea de, asta... De multitasking, da, de, de, multitasking, de făcut multe. Pentru că uh, omul nu înțelege că și tu ești om, ai și tu familie, ai și tu treabă. Nu, dacă știi de aia trebuie să-i oferi. Nu o să poate. Acum am capacitatea asta să spun, dar acum vreo 5 ani sau 7 ani alergam peste tot, să ajut pe toată lumea. După aia am zis, stop, eu ce fac? Mai sunt niște copii pe lângă mine, mai am de creat, mai am de făcut altceva, să dau mai departe într-un alt fel. Dar pentru asta o trebuie să mă observ și să ajung cumva suficient de obosită să-mi dau seama că nu se poate așa. De deci cea mai dură lecție pe care ai primit-o, ai primit-o tot de la tine. Da, sigur. Oboseala, oboseala supraîncărcarea, da? da. te-a făcut să vrei să, să mă oprești și mult. să. Da, pentru că <coughs> am simțit asta, eu am făcut multe în parte marțiale și m-am autodisciplinat așa să mă, <coughs> să mă văd cumva și să n-aștept să primesc o suferință fizică și să zic stop. Adică am zis stop multe înainte de. A... Da? Învață-mă să fac asta. Când am realizat că ok, gata, să închid de aia la ora de și gata. Păi am închis telefonul de la 9 la 9, nu se deschide niciun telefon, indiferent cine o fi, știi că telefonul meu e închis și e la distanță, în hol, n-au ce căuta în camere și așa mai departe. Adică e o chestie de ecologie pentru noi până la urmă, Păi cum vre să fiu bine mâine sau cum să fiu bine sâmbătă când am 10 ore de curs? Deci o să vorbesc la 200 de oameni. Cum să fiu dacă eu nu am grijă de lucrurile astea? Adică oamenii vai ce fain face ce. Da, vă știți că câtă muncă este în spate. Eu mă trez la 4 jumătate în fiecare zi. Am două ore în care îmi fac disciplina minții. Ca să pot să dau, în fața ta. să vin și să dau niște lucruri. Cât dormi? Păi nu suficient. Dormi e pe la 9 jumătate până, până oh. la 4 jumătate. Păi Ești atentă cu asta? Păi, neapărat. <laughs> Altfel. <laughs> Așa am reușit să învăț atât pentru eu că mă trezeam la 5. la 5 și învățam de la 5 la 9 dimineața. După aia, când era zgomotul prea mare. Dar ce e dimineața? Uita. De ce? Ce? E fluxul solar. Asta? După aia am aflat. Întâi, deci, cumva, ce a fost bine pentru mine este că eu am făcut multe lucruri intuitiv și după aia am găsit explicații științifice sau explicații, nu neapărat științifice. Și uh, sunt explicațiile astea că dimineața. Asta e științifică. Pineala noastră, din neuroștiință, are activitate maximă între 4 și 6 dimineața. Asta ce înseamnă? Eu atunci trebuie să-i dau ce treabă are de făcut, peste zi. Știi ce, mai dau la două. Că nu are capacitatea să imprim lucrurile alea. Păi de mine. După care este partea aceasta energetică. E fluxul solar în care tu ai intrat înainte de a intra în. Toată tevatura asta pământească mm -hmm. de dimineață. Deci, dacă tu te-ai trezit măcar la 5, măcar la 5 jumătate până la 6, este în timp în care tu ai intrat pe o altă frecvență vibrațională. Deci, dimineața, dimineața este mult mai valoroasă sigur, pentru seara. creierul uman. pentru orice. Da, decât seara. Foarte bun. Și creație, și orice faci, atunci ești în contact cu tine mult mai ușor. Iar eu faptul că am copii, ei la șapte trebuie să încep să-i pregătesc pentru școli, numai bine este timpul meu, deci de la patru, patru jumătate, depinde în funcție de cum mă trezesc, că pur și simplu eu nu mă trezesc cu ceas, nu mă trezesc Știu niciodată. Știu că m-ai certat, m-a întrebat trezesc. cineva pe stradă, m-a întrebat. Da, mai aveți telefonul că, care vă sună? Da, îmi sună telefonul. Nu, 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 dimineața vă mai... Da, da, de ce mă întrebați? Păi mi-a zis, a doamna Niculina să nu-l mai puneți. Mă, mi s-a atât de... Pe stradă pe mi s-a întâmplat da. în piață. Păi Da. Și Așa, atunci creiem și atunci poți să fii atent și la tine. Și e momentul de conectare cu tine. Nu-ți băzi nimic, nu ești nicăieri, n-ai televizor, n-ai afară. Dar nimic. sunt oameni care nu pot dormi la nouă. Ce faci când dormi puțin? nu e bine când dorm puțin, normal. Avem nevoie de somn și cum știți că mă informez și mă documentez din lucrările doctorului Amen și el insistă foarte mult somnul de calitate, e foarte important și asta se întâmplă între 9 seara, până pe la 3-4 dimineața. Adică cei care se curcă la 1, evident că nu o să reziste mult așa. Și apoi ne mirăm de ce ajung la anxietate, la depresie, la atacuri de panică, toate sunt de aici. Păsările de noapte sunt mai expuse, păsările în sensul de oamenii care se culcă târziu sunt mai expuse la suferințe. La suferințe între astea. Serios? Da. Bine, Schimbam fluxul de dormit și de Greu, Știi foarte că complicat. nu e așa de greu, primele trei zile e mai greu. Dar dacă îți începi, e ca o rutină. Ce să facem? Așa funcționăm. Așa funcționează creierul nostru. Să ne întoarcem la, ai spus foarte frumos, ecologie, igiena nu, ta. Asta, și nu, nu stai, vorbesc despre spăla pe dinți sau ta, pe cap, aia, ci despre igiena lumea, sufletului. Da, exact. da? Dormi mai devreme, uh -huh. trezește-te mai devreme și ia-ți timp pentru tine creierul uman funcționează și dă randament dimineața. Pineala noastră. Partea Pineala, de... da, mă rog și glanda aia nu e. Da, da, da. E o altă glandă, nu e creier. E în creier, dar nu în creierul. Creier. E o glandă mm. care te ține focusat, concentrat pe ceea ce ai ales. Nu poți să faci anumite lucruri după amiaza sau poți, dar nu ți vor ieși. Pos, dar nu e, nu ai aceeași eficiență. Alte lucruri importante, pentru că de fapt și de drept, acum, ne, ne facem, ne faci tu, nouă, celor care nu știm, un soi de regulament. De ca să ne ajutăm. După, creierul. Pentru buna funcționare, așa. nu avem cum, așa cum avem un regulament din mers pe stradă, așa trebuie să avem cum trăiesc eu cu mine cum am grijă de corp, cum am grijă de suflet cum am grijă de minte. Ha, suntem la minte. Stai da. că n-am terminat. Da. Mintea, uh, creierul, că sunt da. două lucruri diferite. Creierul, pineala da. lucrează mai bine dimineață. Da. Ce alte lucruri importante, valoroase trebuie să știm astfel încât... Pentru că eu încerc să chiar mi-ai dat tema, e clar un suflet care suferă uh -huh. va trimite și boală în suflet, da, în, în corpul fizic e clar, acum încerc să merg pe soluția hai să găsim, găsim soluții, soluții da, să ne da, descărcăm da, 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 de da. toate suferințele bun, deci o zi ideală începe de vreme, începe cu niște gânduri despre tine cu tine da, o creare unei zile a unei Așa. cu tine, vezi ce vrei să faci cumva ți le aranjezi dar o cei mai mulți dintre noi dimineața ne grăbim teribil. Păi, dacă trezirea e târziu, normal că te grăbești, dacă am timp o oră, o oră jumate, apoi am timp să stau cu mine, să mi-l așez frumos, la ora de sunt acolo, adică nu e neapărat un program dintre ăsta strict, vai să nu ies din el. Dar în momentul în care eu am, sunt în fluxul ăla solar energetic, apoi eu când am trimis intenția, chiar așa este. Dacă eu am spus la 11 sunt la bancă și sunt singura cu doamna de la ghișeu, așa este. Pentru că ai avut exact, grijă. am dat intenția să faci în tot. timpul optim. Dacă dădeam la ora șapte poți să o dai tu deja, să munți. Exact. e am aglomerat traseu da? Foarte bună și asta. Bun. Deci, dimineața ai... ne facem asta. Următoarea pas pe care îl fac eu și recomand, este câteva exerciții de gimnastică cu geamul deschis, cum făceam noi când eram la școală, făceam Corect, primul sfert de oră da. gimnastică. Înfiorare. Exact, asta, așa asta e da. Adică, nu cu altceva, nu cu greutăți, nu cu chinuiare, nu ne facem muși, că suntem femei, așa aș face bărbații. Câteva exerciții în viorare, cu o fereastră deschisă, ca să simți... Indiferent de cum vreme. Indiferent de vreme, da. Să simți cum... Dacă e vremea foarte rece, stau mai puțin cu geamul deschis, dar mm -hmm. tot un sfert de oră durează în viorarea. După care, mă ocup de treburile astea, care le mai am de făcut. Sigur că inevitabil, o să te întreb, sunt tot felul de teorii, unii nu mănâncă dimineața. Știu da. că... și e adevărat, unora nu le e foame, uite-te la da. mine. Știu, nu sunt un exemplu bun, prost, dar ce recomanzi? Că astăzi, de exemplu, la radio m-am agitat să-ți fac un ceai și a zis, eu nu folosesc hrană moartă. E adevărat, la 90 de grade și mama frunzelor ca să scoată aroma, nu mai nimic viu acolo ce mănânc, ce, ce faci tu cum, cum împarți hrana Deci cumva îmi fac mâncare clasică, tradițională Adică gătești tu? Da Sau cineva apropiat? Eu sau cineva apropiat Bun. Partenerul sau eu uh -huh. în casă la noi nu gătește altcineva Mâncare românească îi spun eu Adică fie îmi fac un ochi, fie îmi fac o omletă fie îmi fac, dar cum știi nu combin proteinele, o singură proteină da? nu ai cu niște roșii sau mai știu eu ce. Ai mâncarea și e foarte bine, nu-mi trebuie mai Am mult. Amândouă sunt vii? Păi legumele sunt vii iar ouă îți dă puterea aia că fost uh -huh. foarte bune oului pentru anumită okay. forță. Sau dacă mănânc iaurt, mănânc iaurt cu un fruct, dacă mănânc de ceva dar nu e o chestie, cum să spun așa mâncam și la mine acasă Aveam laptele prin dimineața sau seara. Deci noi nu Pentru că cur... planeta pune dintr-o cutie niște cereale da, care sunt nu, pline nu de. Pot și mănânc așa ceva. Și na, nu, eu personal nu. Și sunt nu e nici adepta. niciodată copită, păi ei nu că Mai de nastea, mai mănâncă niște cereale cu miere tot așa ceva, mai. Dar niște cereale simple, presupun nu ale nu, colorate în nu, cutii mari. Nu, nu. Bun. Cât se poate, adică cât se poate. Din punctul tău de vedere, care hrana se uh, împarte în mâncare și hrană. Nu tot da. ce e de mâncare și hrană. Exact, da. explică că mai tulburat cu ceaiul, aș fi zis că ceaiul e o treabă extrem de valoroasă și de da, dacă, sănătoasă. Dacă, dacă și... e sub 40 de grade, da, dacă nu... Mi-ai mai stricat un mit. Foarte bine, sub 40 de grade apă. Apa, da. Asta se că un ceai îl faci într-o oră jumate, nu în două păi minute. da, eu îl pun dimineața și cât mă duc la baie și îmi fac toate alea, până am ieșit, și s-au făcut și dacă îl beau. Trebuie să bem ceaiuri ferbinți, adică nu știu la cine ajută. În Deci mâncarea se hrana se împarte în două, mâncare, chestia da. pe care o mâncăm Grosieră încă... care o scoți pe partea cealaltă și așa, și, hrata, și, și hrana. hrana. Care este și care sunt, hranești. Hr Care sunt alimentele sau Eu soluțiile? mănânc de toatii, dar cât mai cum spun, cât mai natural de la mine din curte, deci nu cumpăr din, clar, nu, nu. există așa ceva, pentru cei care pot, asta este, există Bun. varianta, înainte să fii avut propria ta curte, ce luai? tot din piață, tot de la o doamnă care da. mi-a ducea ah, de la okay. țară, tot adică cumva am venit cu asta pentru că eu sunt foarte sensibil la gusturi nu pot mânca orice și dacă nu dacă simt că e artificial sau cu hormoni nu mănânc, și mai bine nu mănânc mai bine beau apă Adică eu imediat mi-am dat seama, când vin și îmi spun asta, e natural, e bio, ok, imediat gustăm. E, o fi în altă, altă dată bio, dar nu este. Am, na, am Te... abilitățile astea care mm -hmm. nu știu cum mi le-am format. Am crescut la țară și probabil acolo fiind totul foarte curat. Ce-i place și... creierului? Gresimea apa și glucoza. Glucoza înseamnă zahăr? Probabil eu nu folosesc de 30 de ani zahăr, doar miere folosesc și luăm cu adevărat glucoză, să mai găsești glucoza aia veche, adică și de mult. Adică eu, nu mai știu ce, psihiatru, l-am auzit eu spunând că creierul uman iubește zahărul și alcoolul. alcoolul nu. Probabil că le iubește, că îi A, dă o stare. Le iubește, asta e altceva, În, că îi dă o stare. Îi dă o stare. Da, da, dar asta dar înseamnă că le hrănește. Și are nevoie, că are Bun. nevoie. De... Deci creierul uman, ca să fie grăsime. sănătos, are nevoie de grăsime, de orice fel de grăsime? Nu, grăsimea Animal. Ok. Deci uh, cutiile alea cu tot felul și merdenele, nu. Sunt, deși ele <laughs> sunt pline de grăsime, da. dar nu. Păi am da. ajuns la un magazin și scria acolo, vrem să iau niște brânză de vaci, Cum mai fac câte o salată de asta de brânză cu mărar și mm -hmm. cu ceapă. Corect. Cum o fac eu în casă, nu iau mm -hmm. de la magazin. Și un, văd că scrie acolo pe etichetă, brânză de vacă cu grăsime vegetală. Uite, cum adică grăsime vegetală? Așa cum ați zis, cu grăsime vegetală. Adică eu nu mănânc niciodată. Cresimea aia vegetală, știți care e pe rafturi, da. și o acum în brânză, dar e bună și asta. O fi, doamnă, mulțumesc. Mă la alt magazin. Deci citiți. Ce evident. cum să... mi s-a părut așa ceva, mm -hmm. nu m-am așteptat vreodată. Și m-am la alt magazin și am citit și am întrebat, doamne, e sigur? Da, doamne, e exact din... Ok. Am plecat de la inimă și am ajuns la minte și, și la creier. la corp și tot așa. Și, că și e tot, e tot o legătură așa. între ele. Corp, minte și inimă. Ele sunt împreună mintea prin inimă transmite corpului și corpul tot prin inimă transmite minții. Inima nu înseamnă obligatoriu sufletul dar nu. este un activator este un, activator, Bun. Da, un câmp de ne întoarcem acolo în suflet, că de fapt acolo tot încerc să ajung, pentru că de acolo cred că trebuie să scoatem toți, nu numai eu și cei care deci ne Deci tot ce avem discos e discos din suflet, când citeam și am descoperit zilele trecute, făcând niște corelații, evident, citesc într-o carte, în alta și deodată se creează o legătură Persoanele care vor ele să slăbească cu tot din adinsul, să operează, fac tot fel de chesti, tot fel de curi, dar nu reușesc decât pe o perioadă scurtă de timp. Uh, am descoperit că nu au cum să reușească până nu scoat durerea emoțională pe care o au în profunzimii. Căci că aceste uh, celule adipoase stau agățate de acea durere emoțională. Și când ai scos durerea, asta s-au eliberat. Mie mi s-a întâmplat așa de fiecare dată când eram la un hop. Adică, pac, mă găseam că mă cam umflu de ce m-am umflat, pac, mă căutam, le deam imediat jos. Fără nicio, eu nu am ținut curând niciodată, doar țin cumva acest regim metabolic, care nu e neapărat un regim, eu... o singură proteină farfurii, dar asta adică în lumea și pământul, nu... Adică nu mănânci brânză cu carne, <coughs> nu da, mănânci da, da, iaurt cu știu eu... Da, asta ce... în ultimii 3 ani, 5 ani, cam așa. Da, e o regulă. E regulă pe care creierul meu a învățat-o și nu e nicio problemă. Ai adică spus o... ceva o... foarte interesant. De fapt, obezitatea, kilogramele în plus, da, au cine emoțională. Și are sens, da. Noi ni se spune tot acolo... timpul că e de la ce punem în farfurie, de la faptul că nu ne mai oprim. Ideea este că dacă tu aici ai scos emoția, nu îți mai pui în farfurie sau îți pui foarte puțin. Înțelegeți? Cum spune și Burbo, deci <coughs> e foarte bună burbo, în explicația asta. De fapt, eu pe mine mă interesează să de ce pun atât de mult în farfurie. Nu să nu mai pun. Că pot să mă controlez. Să nu pun. Corect. Dar emoțiile mele sunt tot acolo. Voi pune altceva. Voi mânca în mese, voi face tot felul de spike-uri de glicemie, voi face tot felul de lucruri. Dar eu de fapt corpul meu mi-arată, bătu, te-ai umflat, caută te un pic acolo. Deci, în spatele kilogramelor și a faptului că uneori. Te da, da, umfli, uneori umflăm, este da. o durere. Este o durere emoțională. Adică, așa am descoperit la mine și am văzut deja la sute de oameni același lucru. Ce e foarte interesant este că atunci când nu rezolvi aia, s-ar putea să te întorci tot timpul la, tot timpul te la, la efectul ăla da? de yo-yo, da, da, de da. slăbește, îngraște, slăbește. Ia uite încă o chestie pe care am învățat-o și eu am avut fluctuații de, da. de, de tensiune, de uh, uh, Grau, da. uh, greutate și de 8 kg. Da. Adică din nimic, deși n-am schimbat fundamental, n-am mâncat mie mai mi -sunt mult. Mi s-a la... întâmplat în două săptămâni să pun 5 kg. Pici? stop, am mâncat mai puțin decât înainte, adică nu avea legătură cu hrana. Era pur și simplu că mi s-a activat ceva și nu știam cum să-i dau de capăt. Și când am dat de capăt, în 3 zile s-au kg. kilograme. Cum de s-au putut? Deci Foarte -am interesant. de capăt la partea emoțională. Tot Dar iar trebuie. poți singură? Poți da, singur? Da, da, Poți și singur, că nu sunt toate. toate bine, așa, poți singur dacă ai informațiile nu. și cunoștințele și te tale. Dar noi... și pui niște întrebări. Asta deci tot e tot asta. E. Deci, noi trebuie să învățăm fiecare om să-și pună întrebări. Pentru că. Li personalizați bine pe voi. Cum sunt acum? Când am mai simțit? Cum simt în corp? Unde? Și așa mai departe. Dar n trebuie să căutăm. că nu vine nimeni să ne aducă la ușă o rețetă. Cum se manifestă o durere, <coughs> în afară de durerea aia care e profundă, atunci e grav când da, e profundă da. durerea de suflet. Cum se manifestă sau uh, în ce fel îți transmită corpul că ceva nu e în ordine. Spuneam mai devreme că dormi te dormi Nu dormi. Da. Deci pui, te umfli, nu dormi bine. Uh, ai mereu mintea, uh, nu poți să fii focusat, tot timpul îți vin un milion de chestii. Care Eu nu am crezut legături. că e de la primera de la primera pauză. <laughs> da. Asta e altă discuție. Discuție. Da. Ea ca că nu mai aveau bătrânele noastre premenopauză. Nu are nicio tot pe subiectul ăsta este. E adevărat, sunt niște transformări hormonale, dar nu sunt niște transforme așa de tare. Adică, până la urmă, de aia avem creier și o minte. Mama nici nu-și mai aduce aminte. Am încercat pe vremea când treaba bunica să nu înțelegea ce vorbesc. Da. Tu spui că toată povestea asta cu preme, prepost, pre, post, mere, spune Oprah Winfrey, marele P. Observ, da. Marele M menopoz, de, 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 de terapie, de substituție, în realitate tot niște suferințe sunt? Sigur. Pe care le îngrope acolo? Adică eu sunt sigură că așa este. Studiez partea asta de somatică de 30 de ani. Vă recomand o carte de-a lui doctor care e medic și o studiază psihologia, Jacques Martel dicționarul, uh, marile dicționare al bolilor. Acolo vă spune absolut tot, și partea fizică, și partea emoțională, și partea psihologică, și afirmații. Ca să dai minții, treabă. Că chestia asta cu afirmații, ca să-i dai treabă minții estea Nu așa că faci, aștept să spici din cer. Tu îi dai treabă minții ca să aducă informații, oameni, situații ca să poți să rezolve. Uh. Tot tu spuneai aici că oamenii au, nu știu câte, 50-80 de mii de gânduri, femeile da, mai 80, multe. De mii așa. De Și că cele mai multe dintre ele sunt negative. Da. Și m-am regăsit. Cum faci? Asta e, e normal, da, asta e un normal, normal. Da, Ce faci cu gândurile astea? Le lași să treacă, adică doar le observi. Poți? Cu antrenament, da. La început nu o să poți, pentru că când îi pun pe cursanți, ce au, le-au că au trecut jumătate de oră, și au trecut numai trei minute. Milion de gânduri avem pe secundă. Așa? asta e părerea. Dar după aia încep să... Ele nu mai vin pentru că tu nu le mai dai energie. La un moment dat nu o să mai Cum le dai energie? Gândindu-te Gândindu la, la ele, ele. da. Rostogolindu-le. Da. Dar dacă? Dar ce au, le Exact. Da. Deci când uh -huh. ai început să diseci, deja ești plecat. Ești în... Pierzi energie. Da, da. Bun foarte important și asta. Când vine un gând, gândul bun are nevoie de hrană? la fel și gândul bun. Dar dacă vine un gând bun, important e să-l creezi gândul bun. Tu să-l pui să-i dai drum, că atunci ai dai și energie. Așa poate să vină un gând bun. Ce frumoasă e vremea afară. Ok. Nu stă la ce are nevoie de energie. Nu are nevoie de energie, că e o stare de fapt. Corect. Da? Deci, nu dați energie, nu rostogoliți gândurile rele. Ele sunt oricum. Ele oricum sunt. Vă... Identificați-le și lăsați-le da, să pleacă. Să plece. să plece. Nu vă opriți niciodată în ele, nu le disecați, că dacă le-ați disecat, deja uh -huh. nu e în ordine. Evitați le disecați fără nu. Ai spus zi trei ori. Evitați. Evitați, așa e, astăzi m-am făcut atent pe, pe treptele de la radio ți-am spus ai grijă și tu mi-ai zis, de ce să am grijă? Fii atentă. Trebuie să învăț să vorbesc. Trebuie să mă autoreduc. Da, cred că toți trebuie să învățăm asta. Uh -huh. Și eu m-am învățat, adică eu nu am venit așa. Vin într-un mediu unde se vorbea la fel, dar mi-am dat seama în momentul în care rosteam un cuvânt că ceva se întâmpla în corpul meu. Cumva am avut noroc de o sensibilitate a corpului care mi-a fost ca un radar așa. Bă, ceva nu-i bine. De ce mă simt așa dezenergizată că am spus treaba asta? Și așa, încetul cu încetul, am găsit cărți, am găsit pe Jacques Martel, am găsit cuvintele care ne susțin, am găsit foarte multe materiale care explică lucrurile astea. Explică-mi, te rog, cu ce înlocuiești cuvintele? Care sunt cuvintele care, în, în afară de nu? mai certat că l-am folosit de trei ori. Acum e doar o exemplificare. Da. Promit că când sunt te -a atentă. Încercat, de ce crezi că te-am certat? Dar ți-am spus că da, am nu se nu. Îmi place, eu. Mă răsfăți când spui. Așa, și vreau să okay. spun ceva, ești singurul om de pe lumea asta care mă ceartă și zâmbesc. În general mă enervez <laughs> când ceartă e un cuvânt da, prea da, mare. Da. Prea. Care sunt cuvintele pe care să le eviți? Trebuie, dar poate nu. Um. Astea care îți dau cumva... Ca și cum puterea nu e la tine. Când ai spus poate, înseamnă că ceva s-a întâmpla cândva, undeva, dar tu pe unde ești? Când ai spus trebuie, faci pentru că... E o presiune. Și-a trebuie ce e o presiune socială. Nu că nu vrei. vrei tu. Aha. De ce să nu spun vreau, cred, pot, merit, merit? Știu. Da. Hai să vă spun mantra de la doctorul Doti asta care l-am citit <laughs> acum, că este fabuloasă cum el, omul acesta descoperindu-se pe el, lucrând cu el, a realizat că se -ă biciuia foarte tare, apropo de gândurile astea. Și au zis cu ce ar putea el înlocui gândurile astea. Și au înlocuit cu câteva... E ca o poeziar așa. Și o să vă spun că am învățat-o și eu prin afară, evident, o spun zilnic din 21 de ori, cu toate că lucrez atâta, am avut reacții sau corpul meu s-a simțit într-un fel la două dintre ele. Adică nu erau integrate încă. <coughs> Prima e <-i> merit. <coughs> da? Apropo de merit. A doua, sunt iubită sau iubit? Să conștientizăm asta. A treia, sunt în grija cuiva. Pe mine asta m-a atins foarte tare. Evident că am dat-o eu, sunt în grija lui Dumnezeu, sunt în grija sinelui, dar avem chestia asta că parcă tot trebuie să fac, trebuie să trag. Adică nu, nu aveam până acum, n-am realizat că am moment când pot să stau pur și simplu să fiu în grija cuiva. Eu, dacă am ceva, imediat mă tratez, n-a ajuns să stau pe pas, fiu bolnavă, să nu cunosc subiectele astea. Și atunci, știi, n-am avut chestia aia și m au atins asta. După care, am grijă de alții, asta nu mă a atins, asta fac, aleg doar binele pentru mine, aleg binele pentru alții, mă iubesc, îi iubesc pe alții, îmi deschid inima, inima mea este deschisă. Asta e o mantră. Da, așa au scris-o doctorul Dodi, ți-am și am pus-o și la mine pe site pe holisterapia.ro, căutați mantră pentru sine însăși. Adică e o oare pe care o repezi zilnic de 21 de ori, până când toate alea le simt că fac parte din mine. Deci merit și sunt îngrijat cuiva, m-a activat foarte tare. m-au activat Dar tu postezi cuvântul ăsta merit, l-am învățat de la tine. Eu păi cred postez, că că știam doar... evident dore... că postez, da. dar încă nu-l conțin pe toate dimensiunile. Foarte tare asta. Când vine gândul negru, trist sau când vine grijorarea sau când vine o, grijă să aia, lasă-l să treacă ai și să dacă trec. vine din nou... Dacă vine, vreau pune. să fiu atentă, sunt atentă. Schimbă cuvântul. Ai grijă la... Da, sunt atentă la. Da, da. pentru că nouă ne vine automat, ai grijă. Așa la tren, la tramvai, la cum, cum veni din scara, copilin? ai grijă da, să Da, sunt faci. atentă la scară. Sunt atentă cum trec strada, sunt atentă la condus. Înlocuiți cuvintele cu altele care au alte. Da, pe... pentru că este doctor Newman care a scris cartea cuvintele ne moderează creierul. Vă recomand, citiți oameni buni. Nu e așa de mult. Adică eu ce vă aduc aici sunt lucruri demonstrate științific, vi le pun într un format înțelesul tuturor în spatei. Deci doamna două cărți v-am dat acum și o să vedeți cât de multe aflați din ceea ce vă povestesc și din experiență. Cuvintele ne modelează creierul. Fiecare cuvințel dintre asta lasă acolo urmă și niște neuroni conectați îți dau anumite stare și anumite atitudini. Cum să schimbăm atitudinile alea dacă nu lucrăm la cel mai important, la cuvânt? Ah. Întotdeauna când mai am câteva lucruri, și uh -huh. promit că mă opresc, deși aș avea nenumărate chestiuni să, să le discut cu tine și să aflu, pentru că sunt în procesul ăsta de descoperire eu a mea. Da, foarte uh, Trebuie să vorbim neapărat un pic uh, despre uh, iubire. Așa. Am vorbit despre relația dintre doi da, oameni într-un da, podcast pe da. care îl găsiți tot pe canalul ăsta. Uh, am vorbit despre felul în care uh, iubirea asta e cel mai important, mm -hmm. cea mai mm -hmm. importantă emoție. Uh, dar uh, cei mai mulți dintre noi nu știm, cum ai spus și tu mai da, devreme, da. nu știm să primim iubire mm -hmm. sau să ne lăsăm iubiți. iubiți. Da. Uh, ni se, care e manifestarea iubirii? Sigur, în afară de Dumnezeu, care e iubire, clar, punct. Starea de prezență e manifestarea iubirii, că atunci ne mai având gânduri dintre astea, ne mai având supoziții, ne mai având tot felul, ești și atât. A fi doar în prezent, a înseamnă iubire. Cât practici, cât să fac, să lucrez cu tine. Eu, inevitabil, știu ce îmi spui. Știu că e aici și acum. Știu, dar nu practic asta nu simt asta. Păi să că n-am lucrat simt. suficient. La început va fi o minciună grosolană, normal. Sunt în prezent, când, când mintea e în toate părți. Ok, sunt în prezent. Până când asta o să priceapă care pleacă pe vrea să stea aici. Ok, stai aici. Dar e vorba de învățare, un proces de învățare și asta. Cât durează? Nu știm. La unii, Toată un viața. An, la unii 20, la unii 50. Dar trebuie să începi. Trebuie să începi de undeva. Deci, oricum, dacă nu începi, nu se schimbă nimica pași mici. De aceea luați-vă obiectivii cuantificabile, îi spune, o vizibile, pentru că atunci mintea voastră va ajunge să creadă. Și bă, dacă a o putut-o va putea și pe asta. Lucruri mici. Cum am început? Eu am început, domnule, vreau să-mi găsesc loc de parcare în față la, cum era la ea la primărie, era tot uh -huh. timpul foarte aglomerat, probabil și la Brașov la fel. Vreau loc de parcare exact acolo în față la intrare. Ei, acolo era o dată de două ori, adică mi alegeam obiectivii, nu foarte ușoare, nu la carfur care găsesc tot timpul, undeva unde timp, nu e chiar ușor de găsit. Pe faptul că cineva ieșea înainte și eu puteam intra acolo, adică funcționează. Păi, Stai -mă da, un puțin, deci, Stai-mă puțin, deci când nu găsești loc de parcare sau când vrei să te duci într-un loc, tu îți pui, trebuie să găsești. Nu tu, trebuie, nu trebuie sunt iartă, o să de parcare, să sunt, sunt. La... adică eu fac frecvență specifică deja. Să înseamnă că la nivel cuantic, de acum privind așa de sus, Uh, intenția mea a intrat în conectare cu unul care trebuia să plece, l-au grăbit pe ăla, au plecat și am intrat eu. Adică nu există nicăieri un gol dacă tu ai cerut ceva. De la locul de parcare până de la am plecat. sunt sănătos da, de la locul de sau parcare. sunt fericit. De la chestii, da, păi astea sunt chestii abstracte, sănătate, fericire, iubire. Hai lucruri cuantificabile. Locul de parcare, uh, diversii, să ajung la ora de acolo, să, fi, să nu fie nimeni la bancă când ajung eu. Eu aveam nevoie de asta tot uh -huh. timpul, că aveam foarte multe de făcut. Încât mi-aduc acum aminte, eram la o bancă la ea și, doamna, la un moment dat observa că eu când veneam nu era nimeni. Și după mine, uh -huh. zice, Doamnă când veniți parcă trageți piciorul, dar înainte admas nu mai e nimeni. Nu știu cum se întâmplă. Și zic, păi eu când plec de acasă îmi spun că eu uhum. la 11 trebuie să intru și să ieși la 11 și 3 uhum. minute, că n-am ce face, disemna niște documente sau mai știu ce. Și nu putea să facă copii. Și bineînțeles că am început să-i povestesc, i-am zis ce să facă, ce crezi, după trei luni m-am dus la ea. Era însărcinată. Era săcinată. Bă, ce frumos. Da. Deci așa, apropo de găsești omul, ce -o? am schimbat cu ea niște vorbe, am spus, pune afirmația, eu sunt întotdeauna o mamă fericită și eu o să vin un copilul dacă poți să-i dăruiești iubire. Pentru că de ce nu vin și copiii ăștia? Pentru că nu se poate dărui iubire. Iubire de aia divină despre care vorbim, nu aia condiții. Fac copilul să aibă grijă de mine la bătrâneții sau să, să nu în știu pahar ce, de apă, sau da. nu mm -hmm. știu ce, da? Deci pur și simplu te arunci în experiență copilul, dar e necesar de, ce am spus mai devreme, să nu pierdem iubirea față de oameni. Pentru că noi, de fapt, la nivel subtil suntem toți conectați. Suntem unul și același, în Dumnezeu. Asta înseamnă. Da, dar noi nu știm asta sau nu nu credem nu și. Credem, nu credem pentru că avem o formă de egoism, suntem noi în centru, nostru, cum să fiu eu conectată cu păi suntem, domnul care trece cu pe stradă, exact, Suntem și cu ăla. Deci dacă ăla te-a impactat, ceva este și înăuntru tău. Bun. Hai să le spunem oamenilor ce le-am spus, pentru că uh, trecem în revistă uh, to listul de astăzi sau da. uh, chestiunile valoroase pe care le-am aflat astăzi, uh, ocazie cu care poate le și ținem minte sau poate încercăm să le aplicăm. Toată suferința e din suflet. Un suflet care e încărcat, strigă da. strigă corpului. Da. da. Orice corp simte toate durerile, da. toate bolile au rădăcină în suflet. Asta da, ai spus, emoțional, da? Da. Emoțională. Dacă nu rezolvăm rădăcina, putem să tratăm corpul. Da, îl tratez în locuri, dar să ducem partea cealaltă. Doar e vizibil asta peste tot. Tratez aia, se celălalt. Pentru că nu s-a dizolvat acea energie blocată. Pentru că o emoție, o durere emoțională, o energie blocată. Aia întreține niște celule acolo. Până nu dizolvea nu lăsa o energie, o emoție uh -huh. să stea prea mult prea în sufletul mult. tău. Uh -huh. Va fi mai greu de scos, mai greu uh -huh. de menegeriat. Uh -huh. Ai nevoie, în primul rând, de tine. Și de pentru durerile serioase, pentru uh, felul uh, dur în care uh -huh. ești încărcat, ai nevoie de un om. Da. Este obligatoriu să fie cineva lângă tine. Ai spus ceva foarte important. Oamenii lucrează împreună, creierele se uh -huh. calibrează. E un cuvânt pe care l-am auzit des la tine. Uh -huh. Și mi se pare foarte important să ținem minte asta. Chiar dacă avem senzația că putem singuri, că știm că suntem puternici, așa ne ne învață societatea da. să fim puternici, să, da, în realitate suntem puternici... Înghețați. Exact, înghețați. A zis ceva fabulos. Când îngheți o durere, da, da. îngheți și parte din tine. Da, și îngheți parte și partea bună din tine. Și partea aia bună trebuie Când, dezghețată. E să o exact. Uh, bun. Uh, toate cele trei lucruri importante ale unui om sunt, și mai spune o dată, mintea, corp, minte și, și spirit. Spiritul, sufletul. Toate sunt interconectate. Uh -huh. O minte sănătoasă duce la un corp sănătos și la un exact. suflet bun. O suferință, în oricare din cele trei, Crei. le poate le afecta. Le afectează clar pe toate. Toate lucrurile care vin din exterior, asta mi s-a părut foarte important au efecte asupra ta dacă le dacă lași le conții. Dacă, dacă le, le conții, deci nu ești conștient Te deci te activează sau îți dă o stare dacă le conții. Dacă nu treci pe lângă, adică nu te atinge. Când te -o atins, În ai se se că ai tu ceva. Da. Ai Caută-te cu... pe, pe tine. Dacă cineva ți-a spus ceva e la tine, uh -huh. dacă te-a deranjat da, și te-a te infuriat... sunt foarte mulți care pot să spun orice. Atât timp cât nu te deranjează, nu e despre tine. Păi, să proiecteze pe tine, păi. Ca atunci, dar asta este, de, de fapt, rețeta vindecării. Păi, probabil. Ati <laughs> eu așa funcționez și așa funcționează de de familia de oameni. Gândește-te că sunt oameni agresivi, că sunt oameni care suferă cumplit, uh -huh. oameni bolnavi, da. oameni care trec prin stări inimaginabile și care au nevoie de ajutor teribil de tare pe toți, le tuturor le spunem același lucru. Același lucru, indiferent de gravitate. Cu cât e mai grav și corpul fizic e mai deteriorat, evident că avem nevoie și de o susținere în corpul fizic. Da? Dar până ajungem acolo, pe mine aia mă interesează eu ca specialist, aici lucrez, până ajungi în corpul, când ajungi acolo, evident mergem la specialistul din mai departe, la medicul curant sau care se ocupă de subiectul respectiv. Dar noi ca psihologi aici lucrăm, la e etapa asta de adică când ai simțit durerea și până a ajuns în corpul fizic. Dar nu lăsa, um, să nu să, să ajungă asta. în corpul fizic. Adică După că... e un pic mai greu. Că adică trebuie să lucrezi în continuare cu emoția, că n-ai să o eliberezi doar folosind ceva fizic și să acționezi și în partea fizică. De Primul semnal de alarmă că ceva nu e în ordine cu tine este când te afectează. Da, da, da. Când te enervează. Când te activează. Când te activează, cuvântul ăsta e mai bun. Așa e. Orice. Chiar da, și la cei da. dragi. cei Mai ales la cei dragi. Mai ales la cei... <laughs> da. Ce au ei? Și tu, nu... Ei sigur. au... Nu, ce au Ce calitate, ce au un plus față de restul lumii? Au în plus faptul că ai o relație de iubire mai profundă și te ating mai ușor. Cu cei că din adică ești exterior. Mai da, ești mai sensibil, uh -huh. Da. Și cu cei din exterior, na, poți să fii mai controlat, mai educat, dar cu cei de acasă te activează mult mai ușor. Și ei au și această capacitate, pentru că te văd în toate ipostazele, nu te văd doar la televizor, doar la servici, doar în față. Te văd și când ești supărat, și când plângi, și când n-ai pus cum trebuie, nu știu ce mâncare, tot felul de lucruri. Și atunci, normal că te activează, dar ei sunt resursa noastră de vindecare. Ei sunt Partenerul de cuplu e resursa noastră. E o carte da, pe da. care ai scris-o și pe care o găsiți pe niculinagheorghiță.ru uh -huh. și pe holisterapia, că eu de acolo am făcut niște cadouri unor doamne uh -huh. de Crăciun. Bine, uh, mai spunem uh, așa pentru finalul discuției de astăzi, deși nu aș vrea să o închei. Aș mai avea să te întreb câteva lucruri, dar mai spunem odată, uh, pentru că suntem a. a E un început așa, știi? Anul a început acum o lună și ceva, dar noi încă n-am intrat în statusul ăla. S-au spus tot felul de lucruri, am avut niște invitați care au vorbit despre energia, cifrei nouă, despre anul nu știu care. Toate chestiunile astea sunt importante dacă le dai voie să te marcheze, să te impresioneze. Ele te influențează atât timp cât ești în determinismul ăsta exact ca toată lumea. În momentul în care tu un pic începi să te conectezi la tine și să fii conștient din niște lucruri, nu mă te mai influențează așa de tare, pentru că tu ești el la care creezi. Ele te ajută, te susțin, dar nu te mai pot influența. Că nu știu ce se întâmplă, că nu știu ce... Eu când văd dintre astea viitorul nimeni nu ți-l poate spune că e un astru, că e un, o cifră, că e așa, ei îți poate arăta o posibilitate. Dar mai sunt încă un miliard exact. de alte posibilități. Exact. exact. Foarte bună. Cum și sunt asta. planetele, da? sunt studiate 12 planete, dar ele sunt 11.000 de galaxii despre ce vorbim? <hihihi> Celălalt, cum ne influențează? Da, nu le-a numărat nimeni și nu le-a dat nume. Ai dreptate, foarte interesant. Bun. Uh, pentru că vorbim despre Suflet și am plecat din mm -hmm. Suflet, uh, sigur că se poate întâmpla multora dintre noi. Nu neapărat cei care avem suferințe vechi, căci da. pentru cei care sunt cu suferințe vechi e clar că e nevoie de terapie și da, multă da, da, de da, lucru da. tu da. Cu, tine, lucru cu tine, tu cu psihoterapeutul, de lungat, tu cu duhovnicul, dar cu... da, e mult de lucru. Dar sunt și chestiuni de astăzi, recente, uh -huh. care te afectează. Asta le puteți remedia imediat, adică caută cum te simți, unde simți în corp, treaba aia, fie o dizolv mental și tierti poate să fie un subiect din iertare de vinovăție, de mai știu eu ce. Aici la iertare, eu am o, o situație că eu în teorie m-am iertat, în practică uh -huh. nu m-am iertat. Așa. Adică mă găsesc, adică, găsesc de multe ori înapoi, pentru diverse, da. exact pentru diverse lucruri. Da. Cum? faci ca Spunând iertarea mi de exact cum a zis și Brené Brown Ai făcut tot ce ai putut cu resursele pe care le aveai atunci Atunci, atunci. Pentru că noi ne raportăm ca și cum ar, pe dacă acum. era acum știai cum să faci Clar, Corect. de nu te poți ierta Păi când atunci atât a fost Adică nu? asta nu e o scuză Păi nu e o scuză, cum să fie o scuză? E un moment în care atâta era E o realitate momentului exact, acela, acela. Uh -huh. Eu sunt acum, mai sigur că acum aș fi făcut altfel Ce sens mai are să stau cu energia blocată acolo În vină și neiertare deci, Sufletul este așa un soi de recipient așa. al tuturor lucrurilor care ne afectează da. pe termen lung, al tuturor. Al tuturor. Adică, da. am spus până acum, am crezut că mintea și da. creierul sunt, de fapt, toate sunt acolo, dar a, Sufletul e un fel de. El de, este ce, el o cutie. E ca o bobină care înregistrează absolut tot ce trăiește, tot ce trăiește. Și nu uită? Creierul nu. uită? Ca mi mai spus o dată, că nici creierul, nici, nici creier sufletul. Nu uită. Păi da, creierul bagă în subconștient din moment ce îl lași prea mult, îl bagă în subconștient și apoi intră în corpul fizic. Cam asta e procesul. Corpul fizic este subconștientul nostru la vedere. Pentru cei care trec prin, și suntem mulți, trecem prin tot felul de situații pe care nu le înțelegem, uh -huh. primul lucru este să ne uităm înăuntrul nostru. Da, să ne întrebăm. Cât să ne întrebăm. Întrebări? Dacă ți se pare că nu-i nimic în neregulă, nu înseamnă că e așa. Da. Înseamnă că n-ai pus întrebarea cum trebuie. Exact. Te rog, spune-ne. N-ați pus întrebarea cum trebuie și mai, vă mai întrebați. Încă o dată, dacă tot nu vine nimic, lăsați, vă mai puneți o întrebare în mâini și dacă tot nu vine nimic, va, va aduce universul un semn, vă va, va arăta scris negru pe alb. Deci nu există, dacă tu vrei un răspuns la ceva, să nu strimită. Trebuie să vrei. Atât. Asta e primul pas. Să vrei. Există varianta să poți imediat sau să poți după un timp. Dar dacă ai vrut, tu ai deschis o linie de potențial să poți. Cândva. Nu știm dacă mâine sau peste o lună. Ne putem vindeca. Sigur. Ne putem vindeca sufletele întâi și sufletele corpul. Și după aia Deci ordinea, ordinea este, este întâi să sufletul. eliminăm partea aceea care ne face acea greutate și acea energie blocată care dă forță unor suferințe fizice. În spatele oricărei suferințe fizice, oricărei boli, da. cum să o numia, este, este o, o, durere, o emoție, o durere. Este o durere emoțională neprocesată, așa se numești, care stă acolo, stă acolo. Și prin strigătul ăsta îți dă în corpul fizic ca să simți, pentru că e cel mai ușor simți în corpul fizic. E grav când începe să-ți dea? Când să dea, înseamnă, înseamnă că, că, e, că e mai grav, cam de mult. Și e necesar să fie lucrat, adică e mai la urgență așa. De, de altă parte ca să terminăm într un mod optimist, ai spus că trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Ar fi frumos, da. ar fi bine, ar fi de preferat, da. Da, așa. i spui lui Dumnezeu și universului chestiunile simple. Da. Vreau un loc, nu vreau. Îmi trebuie, am Sunt nevoie, -am parcare, da, am nevoie uh... de parcare, da. am nevoie de o vacanță, am nevoie de o Da, să fii real, să fii că vrei tu. Aici totul, dacă vrei tu cu adevărat sau vrei pentru alții ca să te vadă, ca să te validezi, ca să... Așa Ai, e. asta să faci ce face, diferența. Și dacă tu vrei cu adevărat să vă împlini, dacă nu i pentru tine, ci doar ca să arăt, nu se va împlini. De aceea la unii le se împlinesc afirmațiile sau dorințele sau la unii nu. Este explicat. Și aici uitați-vă la... la... Exact. Care e motivul din spatele? Exact. De ce vreau eu? Vreau eu cu adevărat asta? De ce vreau asta? Și ultima idee pe care o reiterez este atenție la ce uh, la atenție la ce mâncați, la atenție la ce beți. Ea mi-a spus că, iată, ceaiul pe care îl venerează o jumătate de planetă, China l adoră, uh, Marea Britanie la adoră, e hrană moartă, dacă îl părești. beți la altfel. Și beți apă și alegeți conștient și bucurați-vă de viață. Mulțumesc! mulțumesc. Abarnam, uh, Nu știu cât a trecut, dar uh, știu că tu ești uh, ca un ceas, așa știu. La anumite oră trebuie să fii în altă parte. Vă așteptăm comentariile aici uh, și idei pentru podcast. Îți mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc uh, și eu, Lena. Uh, așa Apreciez că ai spus. Apreciez. Să fim atenți la... <laughs> Apreciez. Da. Îți mulțumesc că am nevoie de îmbrățișare la final. Da. Ca de obicei, abonați-vă la canal dacă vreți să o vedeți pe ea sau pe ceilalți invitați. Vă promit că mai vine când va avea timp. Nu facem planuri, că nici asta nu e o treabă bună. Am învățat tot de la ea. Dar să ne bucurăm de astăzi, de acum. Mulțumesc încă o dată. Vă doresc să fiți foarte bine. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc eu. Magic Life